A vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos și mai ales a scrie despre El este foarte greu să facă acest lucru, deoarece Mântuitorul nu a fost o personalitate simplă, n-a fost un om cum suntem noi, și a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat, două fiind unite în mod special, nici amestecate, dar nici despărțite total, într-o singură persoană. Și de aceea este un curaj ca să încerci să spui despre Iisus Hristos, despre persoana sa, fiindcă El depășește cu mult granițele obișnuitului. Întotdeauna, iubiților, El mergea mai departe decât simplele fenomene umane și încerca să depășească lucrurile comune ce erau între El. Mesajul Său era mult mai profund decât niște simple enunțuri teoretice, practice, sociale sau de morală. El întotdeauna țintea mai mult, deoarece avea altă privire asupra realității de lucru decât o avem noi oameni simpli. El voia să arate oamenilor că dincolo de fenomenele și lucrurile din natura înconjurătoare, care ne cad sub simțuri, există o altă realitate. O realitate mult mai profundă și pe care nu întotdeauna o vedem. Dragilor, trecem adeseori pe lângă oameni în viață. Și nu vedem și spunem, iată, n-am văzut până. Trecem pe lângă realități care spunem, iată, n-am observat. E bine, vedeți dumneavoastră, toate acestea, deoarece noi suntem ființe limitate. Noi nu avem privirea de ansamblu, de exemplu, asupra vremurilor. N-avem cum să deținem acest lucru. De aceea, peste toată realitatea, Hristos vede mai mult decât noi. Astăzi, în Evanghelia care s-a citit la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, Hristos vrea să ne arate că omul este chemat să depășească simpla vedere. Că noi oamenii vedem foarte puțin, foarte puțin. Dacă noi ne folosim, de exemplu, potențialitatea noastră de judecată atât de puțin și vederea noastră este atât de limitat. Așadar, deci ne învață să privim lumea altfel. Să privim oamenii altfel. Mult mai profund decât o facem în ochii aceștia cu care intrăm în contact cu cele ce ne cad sub simț. Dincolo de ochii noștri se află o altă realitate.
apre ochii sufletului. Ochii sufletului legați de minte. Ceea ce este foarte important. Dacă rămâne doar la ochii aceștia cu care vedem simplu realitatea, vom vedea foarte și vom înțelege și mai puțin. E una să vezi doar cu ochii trupului și alta să vezi cu ochii minții. Îmi amintesc că în istoria omenirii sunt cel puțin 10 personalități de primă mărime care n-au văzut niciodată cu ochii și au lăsat copere de-a dreptul de admirat. Au lăsat capodopere, deși ei nu vedeau. Amintiți-vă de exemplu de un John Hilton, care a scris Paradisul Pierdut. Amintiți-vă de un Homer, care a scris opere nemuritoare, Iliada și Odiseea. Amintiți-vă de mari compozitori. Amintiți-vă de Andrea Bocelli, astăzi, o personalitate muzicală de prim rang, care n-a văzut, nu vede lumina. Ceea ce ne întărește spusele, că prin simțuri vedem atâtea lucruri. Noi vedem, aș spune eu aici, noi vedem cu mintea. În acest sens, la Evanghelia de astăzi, după Luca, este grăitoare. Mântuitorul se afla într-un oraș de mare rezonanță istorică, Ierihon, unul din cele mai vechi orașe din asta. Acolo le putem vine un om nevăzător, un om, care ar spune Evanghelia că cerșa, probabil. Și aude că vine Iisus din Nazaret, și începe să strige cu multă putere, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Ba cei care erau cu el, îndemnau să facă. Și noi am face, probabil, tot așa. Lasă-mă de la așa. Nu trebuie să te lasezi. Așa spune și noi, probabil. Cu atât mai mult el striga Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine! Și oprindu-se, spune Mântuitorul, întreabă, ce voiești tu ca să-ți fac eu? Iată o întrebare oare interesantă, dacă nu ciudată. Ce vrea face? Să-i dea puterea. Greu lucru, fiindcă din punct de vedere medical este imposibil. Și atunci spune Mântuitorul, vezi credința ta te-a mântuit. Extraordinar text. Orbul din Ierihon nu vedea lucrurile, dar avea credința, vedea cu ochii sufletului că e Hristos. Este Fiul lui David. Cât de important este acest lucru? David reprezentând oarecum emblema Domnului Hristos. Pe lângă faptul că era Fiul lui Dumnezeu, era din neamul lui David, se raporta direct la David. Și atâtea mamă, ceea ce atâtea mai mare importanță. Păi dacă ești tu Fiul lui David, Fiul spiritual, atunci poți să faci aceasta. Iisus
deci, îi împlinește această dorință a vieții sale. Dar cum a zis, îi dă vederea lui, cu toate că el, sigur, avea ceva interior. El credea. Avea o vedere interioară prin credință. Ce minunat! Ce daruri minunate ne-a dat Dumnezeu prin faptul că vedem. Cât de măreț este faptul că simțurile noastre duc percepțiile pe care le întâlnesc lumea aceasta în lumea noastră, fiecare într-un mod cu totul și cu totul special. Cât ar trebui noi să mulțumim Dumnezeu? Că suntem atât de extraordinari de mărinți. Cine a mai putea să facă acest lucru? Auziți, o scurtă expunere cum procesăm informațiile primite în chipuri și imagini este de-a dreptul colosal. Noi nu auzim la usul, de exemplu, pipăitul, gustul, văzul, toate acestea sunt lucruri pe care nici nu le putem descrie. Să vezi tu ceva cu ochii tăi și să-ți transmită această informație până la până în mintea lui. Fiindcă nu vedem cu ochii noi. Nu adun cu ochii aceștia, ochii doar percep anumite lucruri, realități. Noi vedem, de fapt, mintea. Ochiul captează. Captează tot felul de imagini care, sigur, nu-i cazul acum să vorbim despre aceasta. Dar este extraordinar că Dumnezeu a creat, vedeți, pe om și cumva pe om și alte ființe, chiar animalele, au acest dar extraordinar ca realitățile înconjurătoare să le poată percepe și apoi ele să ajungă să fie procesate în imagini. Fenomenal. Măreția omului, vedeți? Ce scrie la pe ochiul chipul și asemănarea. Una din caracterele chipului, tocmai această frumusețe. Teribilă. Așadar, deci, sau de exemplu, gustul. Mirosul. Pur și simplu. E o minunăție. Omul acesta este o minunăție. Este ceva dumnezeiesc. De aceea omul este peste natură, peste toate animalele. El este superior. Pe lângă care aceste daruri fantastice are mintea. Partea aceea superioară. Cu care El deosebește binele de rău. Aproape incredibil. Așa cum am zis, vedeți? Văzul are cu totul ceva special. Să nu ne imaginăm că obiectele în esența lor sunt așa cum le vedem noi. Noi le percepem tocmai ca să vedem realitatea lor în această modalitate. Și aici, cum am zis, este frumusețea pe care Dumnezeu a pus-o noi. Vedem lumea iubiților și semene. Îi vedem cu mintea noastră. Fiecare vedem după mintea noastră proprie. Vedem lumea, vedem oamenii. Pur și simplu
Maxim Mărturisit, Domnul spune că ochii de obiceți, adică omul de obiceți, vede lumea așa frumoasă de obicei. Și cei întunecați, vede lumea întunecată. Și pe semene, vede unul. Îi vede contorsionat. Îi vede că sunt dușmanii lui. Tocmai datorită necurăției minții sale. Vedem în aproapele nostru vrăjmaș, dușmanii noștri, fiindcă mintea noastră vede. Vedem ceea ce suntem noi, dragi. Mi-amintesc, citeam despre Patriarhul Ortodox Sfânt Pavle al Sfântilor, un om de modestie rar, care mergea la Sfințirile Biserică cu trenul sau cu autobusul. Și la un moment dat, într-o vară, spune diaconului său, citeam eu, deci să pregătești că vine plecăm la undeva să sfințim o biserică, la o slujbă arhierea. Sfințim o biserică, sau știu. Dacă am venit de cum să nu, sigur că da. Să pui geamantanul, să pui acolo tot ce trebuie, că vom pleca mâine în zona autobusului. La care diavolul îi spune, dar prea fericite, cum să plecăm noi cu autobusul? E cald, e cald, e vară. Oamenii sunt, se înghesuie, miros a transpirație. Iertați să era discursul. Pe de altă parte, zice, sunt așa cum sunt îmbrăcați. Femeile tinere, foarte sumar îmbrăcate și e ispită pentru noi, nu-i bine. La care bătrânul Sfânt, așa nu spune Sfânt, îi spune, da, da, bine, sigur. Fiecare vedem ceea ce simțim noi. Fiecare vedem ce suntem noi, spune bătrânul. Și cu asta am chis discuția. Deci, vedem cu minte. Nu facem păcate, doar cu trupul ce le facem cu mintea noastră. Vederea care ne dă Hristos e o vedere mult mai profundă. Hristos ne cheamă acum, astăzi, acesta e mesajul Evangheliei, ca să vedem peste lucrurile acestea banale. Să vedem peste o mie de cușca de pace, fără să judecăm. Să vedem peste formele acestea de stereotipii. Stereotipe. Așa. Să vedem peste formele fără formă. Să vedem mai departe, să vedem esențele. Deci am venit la biserică dacă noi vedem ce trebuie. Degeaba avem ochi dacă nu vedem ce trebuie. Asta e mesajul. De aceea vedeți astăzi, du-te, ce credința ta. Credința dă vederii noastre un sens nou. Se spune că Ioan de la Constanța, care n-a trăit foarte de mult, cât în secolul 18, începutul 19. Era în vârstă și a mers la o casă unde știți, femeile și dădeau drumul pentru bani. Și toată lumea a venit, a zis, nu-ți-e totuși jene, o bătrân, să mergi acolo. La care Sfântul nu a răspuns nimic. S-a lăsat bajocorit. Ca după ani de zile să mărturisească câteva zeci de femei rânduială de data aceasta, că ele au fost acolo și că el mergea să le convertească, să le scoate. El vedea în ele chipul lui Dumnezeu. Asta e vederea corectă.
să vezi în om bunătate. Să nu vezi că e dușmanul tău neapărat. Să vezi echipul lui Dumnezeu, indiferent cât de jos e. Chiar în ultimul om trebuie să vedem în el chipul lui Dumnezeu. La provocare începe. Deși porările păcatului în mine sunt după chipul tău, sunt chipul slavic, da? Deci, încă o dată, așa vede fiecare din om cum este inima la mine. Aș vrea cu încheiere ca să spun că scopul ochilor este să vedem sensul vieții. Sunt multe imagini pe care le vedem, dar cel mai important e aceea ce în ochi. Numai văzându-ne pe noi, numai văzându-ne pe noi înșine, în primul rând, văzându-ne cu defectele și greșelile noastre, putem să vedem pe alții cu noi. Numai făcându-ne judecata noastră personală, văzându-ne neîmplinirile, putem să îi vedem pe ceilalți cu ochii luminoși. Îl putem vedea pe Dumnezeu cu acești copii. De aceea ne rugăm astăzi. Și spunem, Doamne, învață-ne să te vedem pe Tine. Doamne, curățește-ne ochii noștri ca să vedem pe aproapele noastre mai frumos, mai curat și mai bun. Învață-ne să ne purificăm ochii și mintea noastră ca să putem timpul noastră pe Tine și pe cei pe care Tu ai înțeles de noi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.